Bulgaria construiește un gard de peste 130 de kilometri lungime la granița cu România pentru a împiedica intrarea porcilor mistreți, în contextul în care în țara noastră este epidemie de pestă porcină africană. Din România în Bulgaria și invers, mașinile vor trece printr-un filtru, iar importul de alimente din carne de porc a fost oprit. Și în Bulgaria este epidemie, însă în rândul caprelor și oilor. Autoritățile au sacrificat peste 4.000 de capete, iar fermierii vor primi de la stat aproximativ 100 de euro pentru fiecare animal sacrificat. Sute de oameni au ieșit pe străzile din Bulgaria pentru a protesta față de măsura luată de guvern, în timp ce la noi în țară, în Tulcea, au fost sacrificați 40.000 de porci pentru a stopa răspândirea epidemiei.